Poliția locală a fost sesizată să intervină în cazul unui bărbat ce locuiește în cartierul Porolisum din municipiul Zalău și care are obiceiul de a arunca lucruri din apartamentul de la etaj direct pe trotuar. Un trecător a avut o surpriză neplăcută când a aterizat o cutie de conservă goală chiar lângă el, iar un martor ne-a declarat că acesta aruncă și alte obiecte mai grele care ar putea răni pe cineva. Un alt cetățean a declarat că a căzut un flacon pe umărul lui din blocul S1, însă a văzut că cineva aruncă și sticle, obiecte care pot duce la răni grave sau la deces. Dacă cei de la poliția locală nu vor lua măsuri de prevenire, atunci cu siguranță inconștientul care aruncă lucrurile din apartament va răni în curând pe cineva. Nu m-a dat la mijere, dar s-o aveți mare. Sunt prea prezent cu oameni. Ce să vă dau? Fiind de pasimea. Vă rog să spuneți cum rog. Fiind de pasimea. Cum vreau? E casa. Așa. Fiind de pasimea. Tu v-a dus în urmă. Tu v-a dus în urmă. Ziua lui a fost, dar nu a fost în urmă. Nu m-a venit, vă rog să-mi dar alt datile să știu cine sunt ele. Nu vă face nimic, vă rog frumos să spuneți la tine. Nu a luat așa. Ziua lui a fost. 53? Ziua și lui. Ziua și lui. Nu vine, exact, nici. Nu vine. Doar vrei ca să ne întâlnim să fie.
Cine le voi pusă camera pe bloc aici și... Aveți camera pusă pe dumneavoastră, orice mișcare se face, o să vă vedeți. Și o să venim că o să fiți mai ok de vorbit cu noi. O să vă mai contact. Acum am făcut eu. Am înțeles. Nu se poate să vă dați. Aveți să vă dați. Noi mergem.